Bună ziua, vă prezint o rulotă micuță, ușoară, foarte solidă și anume este vorba de un Carado Capron 161L. Este o rulotă făcută de Hymer. Vedeți și forma aceasta, botul acesta seamănă cu Hymer Riba Nova, dacă cunoașteți acele rulote. Și anume este construită dintr-o singură bucată. Toată partea din față de aici este de aluminiu, într-o singură bucată până în spate. Are dar aici un binare de... dar vine placa de aluminiu peste placa de aluminiu de mai jos. Deci nu are plastic deloc, nu are ce să fisureze, să se crape cu timpul. Cum vă spuneam, într-o singură bucată, foarte bine construită pentru a rezista la infiltrații. Doar bara aceasta este de plastic și este atașată peste, da? Deci aici este aluminiu, aici este aluminiu și doar această bară. Da? Este o rulotă europeană cu ușa pe dreapta, de două zone de dormit. Foarte ușoară, o să ne uităm la specificații. Am uitat să vă spun, este din 2014, an de fabricație. Dar prima matriculare a fost în 2016, deci a stat 2 ani în showroom această rulotă. Din 2016 încolo a fost folosită, cumpărată și folosită. Un singur proprietar și are 720 de kg goală, deci foarte ușoară, și 900 mma. Pentru o rulotă de două zone cu 4 locuri de dormit, cu toaletă, tetfor rotativă, cu boiler, cu tank de apă la interior. Este foarte ușoară, se poate tracta cu orice mașină la 900 de kmmA și ca lungime are 5,430 m cu tot cu proțap și 2,550 m înălțime. Stați mai puțin să las o carte la interior și o să intrăm la detalii. Să începem din partea din față. Are cârlig antibalans Winterhof WS3000. Frână de mână care se trage foarte ușor cu un deget. Priză pe 13 pin. Mânere, toate geamurile se deschid. Cum vă spuneam, să intrăm la partea de bulk. Și această parte. Și această parte de aici este din lemn, da? Deci construcție ca toată rulota și la bulk, pentru rezistență mai mare, ca și Hymer-ul. O să vedeți la interior că pe la panourile de lumini sunt piese pe care scrie Hymer. Da, totul curat, os, o rulotă impecabilă, fără infiltrații, fără geamuri sparte, fără alte probleme. Avem butelie europeană, butelie românească, mare. Aici avem un aspirator pe 12V, avem cheia pentru calarea roților, două blocatoare pentru roți, două cale. Avem aici un duș portabil, în plus față de dușul pe care îl are rulota. Avem și boiler, dar este doar pe curent. Tipic european. Avem aici, dacă vreți să vă faceți un cablu mai mare, pentru că rulota aceasta nu a avut cablu decât acest mic ștecher de un metru. Deci trebuie să vă cumpărați un cablu cu 3 fire, ca acesta pe care îl avem noi aici, ca să aibă și împământare. Le montați și asta este tot. Un cric, încă un bidon suplimentar. Avem aici eticheta cu seria de șasiu și kilogramele. Din nou colțul lotei, inclusiv partea din față, da? Care vă spuneam că este sandwich, ca și toată rulota. Jos avem tablă, deci puteți să cărați și lucruri mai grele. Să vă arăt și partea de sus și în față. Tablă buburuzată, tipică europeană, ușa pe dreapta,
Aici avem grillele de la frigider, o să vedeți la interior, are un frigider Tedford electronic cu aprindere automată. Aici avem un spațiu de depozitare de sub pat, patul din față, colțul rulotei, da? Impecabil tot, veniți dumneavoastră și verificați mai bine. Aici avem apăratoarea de la roată. Aici o să vă arăt, este un lemn pentru când se face patul, pentru o susținere mai bună. Pe subrulotă, blatul acesta este podea, mai bine zis, este tratat. Se vede aici cum a dat puțin pe șasiu. Este tratat cu o substanță ca să nu putrezească la apă. Rulota are și amortizoare. Aici puteți să mergeți cu ea pe drumuri accidentate, este foarte bun, foarte bine că are amortizoare pentru drumurile noastre proaste din România. Picioare de calare. Cauciucurile sunt în stare foarte bună. Scăriță nouă. Lampă de gabarit. Avem acolo becul de la cort. Cum vă spuneam, toată rulota este dintr-o bucată. Nu prea are cum să se infiltreze. Doar bara este de plastic. Este matriculată pe numele meu. Am buletin de Dâmbovița, de aceea este pe Dâmbovița. Să varc și la spate. Da, nu știu cât de bine se vede. Este impecabilă. Și la podea. Asta a fost tratată cu o substanță. Vopsea, probabil vopsea de bărci. Pe spate avem două paturi suprapuse pentru doi copii sau jos poate dormi un adult și sus un copil, cu geamuri. Aici este toaleta. Toaletă Tedford, rotativă, să vedeți la interior. Nu a fost niciodată folosită toaleta. Să vă arăt și pe aici apărătoarea de la roată și pereții. Haideți să vă arăt aici că nu a fost folosită toaleta. Este ca nouă, nu știu dacă se vede în interior. Deci unicul proprietar care a avut-o până anul acesta mi-a spus că nu a folosit niciodată toaleta. Nici nu știa cum să folosește exact. Aici avem priza pentru 220. Rulota nu are baterie, aș trage curentul când este legată la mașină, trage direct din bateria mașinii. Nu contează că este mașina pornită sau oprită. Se poate lega foarte simplu o baterie, pentru că are toată instalația pe 12V, doar trebuie un electrician să știe unde să scoată bornele. Să vă arăt din nou amortizoarele, șasiul galvanizat. Picioarele de calare. Aici avem, nu am cheia la mine, apropo are două rânduri de chei rulota. Avem tancul de apă curată. Puteți să veniți aici cu furtunul să-l umpleți sau prin interior direct, unde doriți. Ca și defecte are aici două zgârieturi care nu afectează cu nimic. Na, vă dați seama, nu e nouă rulota. E un lucru second. Are aici vreo două zgârieturi insesizabile. Geamul din partea din față. Ok. Are trapă panoramică. Două trape are și o aerisire permanentă. Haideți să mergem la interior. Ușa este dintr-o singură bucată, solidă, două umerașe sus. Avem plasă de țânțar și la ușă. Pe jos avem linoleum, aici sunt cheile. Am uitat să vă zic de antifurt. Antifurtul este al nostru, nu este al rulotei. Deci pe jos avem linoleum. Se curăță foarte ușor.
Ok, deci avem la partea din spate două paturi suprapuse. La jumătate avem baia cu cădiță de duș, cu toaletă, chiuvetă și așa mai departe. Și o trapă micuță. Mai avem aici o trapă panoramică mare, dometic. Și partea din față unde se lasă masa jos, se face un pat, dorm două persoane așa. Deci este pentru 4 persoane, 2 aici și 2 în spate. La jumătate, pe partea vis-a-vis de baie, avem frigiderul, care este complet digital. O să-l prezint la momentul potrivit și bucătăria. Haideți să deschidem puțin trapa, pentru că este cam cald, în vreo 38-40 de grade. Să intrăm la detalii. Mai avem aici o aerisire permanentă, scara din aluminiu. Haideți să o luăm, să o punem undeva sus aici. Numai puțin, mă scuzați, ca să avem mai mult loc. Da. Avem luminile acolo, nu ajung eu de aici să le aprind. Geam cu plasă de distanțar și parasolar, toate geamurile se deschid. Inclusiv avem această perdea care se scoate de aici din capsă și se trage frumos pe șină pentru o mică intimitate și jos și sus. Nu am mai văzut până acum la rulotele cu patru suprapuse. Da, din nou și jos. Foarte rezistent. Să aprindem și becul. Da. Acesta vedeți ca un sistem de culisează, poate să culiseze amândouă odată sau pe rând. Toate geamurile se deschid cu mâneri cu butonaș de blocare. Plasă de zânțar și parasolare. Haideți să vă arăt și sub pat. Avem aici un picior pentru susținere. Ok. Colțurile rulotei. Avem și turmavent aici pe partea din spate cu găurele date direct din fabrică ca să încălzească direct sub pat. Tot os, frumos, impecabil, fără infiltrații, n-a avut niciodată infiltrații. Avem aici o aerisire permanentă. Da. O secundă, să punem din nou piciorușul. Saltelele sunt foarte curate. Nu prea a fost folosită această rulotă. Aici lângă ușa avem o priză de 220, becul de la cort și întrerupătorul general de la aceste lumini. Avem aici treapta 1 sau treapta 2. Ok. Haideți să începem cu trecem la bucătărie. Sus avem spații de depozitare. Aici este becul de la cort. Da, l-am pornit acum, nu știu dacă se vede. Da, impecabil. Totul frumos. Vezi dumneavoastră la fața locului și verificați mai bine. Bucătăria. Apă caldă, apă rece. Da. Avem aragaz cu 3 ochiuri, aragaz din inox, cu tot cu chiuvetă. Necesită brichetă, nu are scăpărici automat. Spații de depozitare. Aici avem mapa cu toate actele rulotei, cărți și așa mai departe. Ok. Furtunul de apă caldă, apă rece, apărătoarea de la roată. Uitați ce bine este tăiat așa la fix, frumos. Rar vezi la rulote să fie frumos așa conturată. Avem aici robineții pentru gaz, pentru sobă, frigider și aragaz. Scurgerea apei sub rulotă. Aici dacă vă uitați pe acest din ăsta scrie Heimer. Și am mai găsit pe mai multe chestii. Tot ce ține de electrică. Am ajuns la frigider care este Tedford, model mai mare, complet digital, acum este pe curent, haideți să-l trecem și pe gaz. Țin apăsat pe acest buton, selectăm aici ce vrem, 12V sau gaz,
dăm drumul la gaz și apoi selectăm intensitatea cât de tare să meargă. Apăsăm o dată, gata, este în verde. A și pornit. Toate rafturile sunt la locul lor. Alb frumos, avem și lumini, aici partea de sus două albe. Congelator mare. Asta e pentru cuburi de gheață. Da, vedeți după culoarea frigiderului că nu prea a fost folosit pentru că nu este îngălbenit. Vis-a-vis avem baia. O trapă mică, bec, oglindă. Apă caldă, apă rece. Se scoate acest gât și se montează această chestie pentru a face duș, para de duș, cădiță mare. Toaleta acum este în poziție de funcționare. Pompă electrică. Da? Și aici avem undeva în spate este evacuarea. Când nu o folosiți, o dați în poziția asta ca să aveți mai mult spațiu. Mai trebuie cumpărată o perdea ca să montați deasupra, să montați în dreptul ușii, să vă arăt și colțurile. Nu s-a făcut baie în această rulotă. Impecabilă și cădița. Am vă dat seama, 2014, iar rulota e ca și cum ar fi 2016, pentru că din 2016 a început să fie folosită. Până în 2016 a stat în showroom. Aici avem soba, trumatic, pe gaz, cu pieză automat. Vedeți, sau de igniterul, apăsați ca să dăm drumul la gaz. A pornit, mai ținem puțin apăsat și după aia, hai să vedem dacă uitați și flacăra. Da? Unde să o oprim, că este destul de cald. Și avem și trumavent, ventilarea aerului în rulotă. Da, deci acum nu mai scoate aerul pe aici, îl scoate prin toate gurile, inclusiv până acolo unde are gaură, în spate, în baie. Aici are ventilarea aerului. Pe supat ați văzut, v-am anunțat. Mergem mai departe. Da, să vă arăt pe lângă geamuri. Haideți să dăm la o parte aceste perne. Mai avem și aici o priză pentru 220. Aici avem tancul de apă de 50 de litri, apă curată. Lângă avem boilerul, truma, pentru a încălzi apa. Din nou o cutie unde scrie Heimer, pe ea mai jos acolo. Colțurile rulotei, impecabil. Da? O rulotă cu de toate. Foarte ușoară pentru 4 locuri de dormit. Micuță. Dacă vreți să mergeți la pește sau pe drumuri proaste, are și amortizoare. Colțurile rulotei de sus. Da? Impecabil, o rulotă foarte întreținută, folosită foarte puțin. O să vă arăt și aici. Cum vă spuneam, aveți buton pentru mânere, pentru deschidere. Da, apăsați pe buton. Ok. Canapelele sunt în stare foarte, foarte bună. Fără pete, fără uzură. Aici n-am mai uitat și de afară. Acest lemn se ia și se pune aici în partea de, din față. Masa se îngenunchează, se mai pune și acest lemn de sprijin. Ok. Deci aici îngenunchează masa. Se face un spațiu de dormit pentru două persoane, pentru doi adulți. Să vă arăt și partea din față. Da. Tare os, alb, frumos. Să vedem cum dăm această perdea la o parte.
Da, și acest geam se deschide. Aici este bulcul de desubt. Ok, să mergem și partea cealaltă. Da. Deci, în afară de câteva zgrieturi exterioare la această lotă, nu prea aveți ce să-i reproșați. Prețul o să fie de 11.300 de euro negociabil. Toate probele se fac la fața locului. Cam atât despre această rulotă micuță, ușoară, de 4 locuri, 900 de kg MMA, cu de toate, are inclusiv și boiler pentru a face duș. O zi bună vă doresc!